Victoria lui Sheriff cu Real a fost sărbătorită și la voluntarii. Doi fotbaliști din Moldova joacă alături de Tamaș. Sheriff este condusă de unul dintre cei mai nebuni patroni din fotbalul mondial. Omul a adus o grenadă în vestiar. Arma și Rață sunt cei doi fotbaliști de națională din Moldova care joacă la voluntari. Vadim Rață a fost crescut de Sheriff înainte să vină în Liga 1. Chiar am avut niște emoții ca pe care nu le-am avut în ultima perioadă. Am stat cu soția în fața la televizor și de fiecare dată la golurile marcate am țipat, am fost foarte bucuros, am sărit în sus. Pe Armaș l-au culcat copiii și n-a văzut minunea de la Madrid. Prietenii i-au înroșit telefonul peste noapte. Toată lumea e fericită, toți acum așteaptă să iasă din grupă primăvară europeană. Sheriff plătește salarii mai mici decât CFR, FCSB sau Craiova lui Reghe, dar e pe prima pagina ziarelor din Europa. Tot ce se întâmplă acum la Tiraspol e ca într-o poveste. Patronul lui Sheriff, Victor Gușan, e miliardar, dar și un om influent în Transnistria. Românii care au trecut pe la Sheriff își aduc aminte prin ce momente de groază au trăit. Ne conducea unii la Tiraspol și a intrat în vestiar și a aruncat o grenadă în vestiar. Am înlemnit, am albit. După 2-3 minute se întoarce și dacă nu bateți a doua, după meci, e adevărată.